departe, acasă la părintele Cristian Pomohaci, acolo unde este zarvă mare. În Moșuni, localnicii nu mai au liniște de când fel de fel de tineri au sărit la gâtul duhovnicului lor cu acuzații incredibile. Așa că zilele trecute, atunci când avocatul părintelui și Camelia Nitoșeru au ajuns la ei, cu toții și-au spus în cor nemulțumirea. Adunați în fața bisericii în care Pomohaci nu mai are voie să slujească, oamenii au vorbit cu lacrimi în ochi despre minunile trăite, dar și despre adevărul pe care îl știu ei despre preotul Cristian Pomohaci. Dragii mei, sunteți în fața bisericii. Să nu ascundeți adevărul. Știți de ce? Noi am venit cu toată dragostea, am vrut să vă vedem. Iar sătenii din Moșuni, localitate în care până nu demult părintele Cristian Pomohaci slujea, i-au așteptat cu sufletul la gură pe Camelia Mitoșeru și pe avocatul Daniel Ionașcu. Cei doi au bătut cale lungă până la ei, orice, numai să afle adevărul. Uite, dragă, gata, am ajuns, uite. Moșun, măi! Moșuni, locul în care se întâmplă minuni, după cum spun oamenii de acolo. Dar, totodată, ar fi și locul în care s-ar fi întâmplat și lucruri mai puțin ortodoxe, după cum susțin gurile rele. Omul vine, vede. Da. Și pleacă. Dar când vine, vede și se întoarce, înseamnă că ceva l-atrage. Da, da, e adevărat. Inevitabil. Aici adevărat. Au stat copii, ani. Zeci de ani chiar. Da. Aici s-au făcut slujbe. Deci e totuși un fenomen al Moșunilor. E un fenomen ca să ajungi până aici, că noi suntem plecați de azi de dimineață și abia ajungem și să mai vii și a doua oară, este într-adevăr ceva care nu ne putem explica. Asta pe de o parte. Da. Pe de altă parte, de ce atâtea critici? Camelia Mitoșeru și Daniel Ionașcu au mers în Moșuni să asculte și gura satului, să afle care e de fapt adevărul. Cine e cu adevărat părintele Pomohaci în ochii oamenilor din Moșuni? După ce au mers mai bine de 400 de kilometri, au ajuns în sat, acolo unde localnicii îi așteptau la biserica, unde până mai ieri slujea părintele. Copii, tineri, adulți, dar și bătrâni, toți s-au adunat în număr mare pentru a se ruga pentru părintele lor, dar și pentru a spune lumii dacă părintele este sau nu vinovat cu ceva. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Știți ce ne-a mânat pe noi să venim aici? Noi am înțeles în studio că dumneavoastră nu ieșiți să vorbiți, să spuneți adevărul. Pentru că vă adevărul este frică. Care este, pentru că vă este frică. Dar de ce și vă este frică, știm. În primul rând, de faptul că părintele vă blestema. Nu, nu, nu e adevărul. Asta nu e adevărul. Nici asta nu e adevărul. Nici adevărul. Asta nici nu e de vorbit. Cel mai mare minciună din Moșuni. Cel mai mare minciună din Moșuni. Asta nu e adevărul. În cor, mulțimea de enoriași a vrut să răspundă la toate întrebările celor doi invitați. V-a chemat cineva? Nu. Satul Moșuni e împărțit în două tabere, unul pro și unul contra. Dragii mei, sunteți în fața bisericii. Pe conștiința și onoarea dumneavoastră vă întreb. Să nu ascundeți adevărul. Știți de ce? Știți de ce? Pentru că adevărul acesta spus în fața bisericii poate să vă izbăvească părintele. S-au auzit zvonuri în sat că părintele are relații cu băieți? Nu. Nu. Ca pe un sfânt, așa îl văd oamenii satului pe cel care le-a făcut biserică și i-a învățat să se roage, după cum chiar ei ne-au povestit. Biserica făcută mai mult cu truda muncii părintelui Pomohaci, nu din banii sătenilor. Cât e contribuția? 10 lei. 10 lei de familie. De familie.
Deci 10 lei de familie și 5 lei pentru văduvă. Și la mormântare? Nici la botez? Să presupunem că s-a întâmplat în sat. Și nici la comunie. Părintele, obișnuiește aici să ia bani? Să ia... Nu. S-a spus că vine lume de peste tot aici, aduce lumânări, făină, daruri, ce le aduce, și pe de altă parte din biserică se duc undeva și se revând iarăși oamenilor. Așa că, în semn de mulțumire, locuitorii Moșunilui se roagă zi și noapte, neîncetat, așa cum i-a învățat părintele Cristian Pomohaci. Psalmii lui David. Da. Îi citiți permanent? Da. Adică slujbele și citirea psaltirii la dumneavoastră e neîntreruptă, zi și noapte. Știți de ce vă întreb treaba aceasta? Doamna Mitoșeru, a venit o femeie care a susținut că părintele a închis-o în biserică. Nu e adevărat! Păi cum a închis-o în biserică dacă erau oameni la psaltire? Deschisă, doamna avocat! Biserica nu se închide niciodată, doamna! Spun că niciuna dintre acuzațiile care i s-au tot adus părintelui nu e adevărată. Ba mai mult, părintele ar face minuni, așa cum le-a făcut cam tuturor oamenilor care aveau nevoie de ajutor. S-a transformat și a chiar vindecat și cancer. Aici, din altar, uleiul care l-a primit părintele s-a făcut mir, domnule, mir. Atunci mai mare minune ca dintr-un litru de ulei să facă un litru de mir. Prin rugăciunile lui părintele către Dumnezeu. Iar asta nu ar fi fost tot. Am stat în fața la biserică și zice către mine: Ana, du-te dumneata la doctorul. Și zic: de ce, domnul părinte? M-am dus în treaba mea, n-am mai băgat ăsta. Strigă din chelia dumneavoastră: Ana, te rog frumos, du-te la doctor. Am căutat un doctor la Mureș, m-am dus la el și zic că, uite, eu am venit să fac un control ginecolog din cap până picioare. Am făcut și exact ce ne-a spus părinte, aia treaba m-a luat. Am fost bolnavă și n-am știut. Și nu e singura doamnă care spune că a fost ajutată de părinte. Eu am venit de acum 16 ani prima dată. De 13 ani am rămas lângă părintele, m-a crescut părintele, am venit din casa de copii. Am avut o situație foarte grea. Aici mi-am găsit familia. Ai copii? Da, doi copii. Să vă trăiesc. Datorită părintelui sunt bine, datorită părintelui am terminat o școală, datorită ajutorului care mi l-a dat prin rugăciune de la Dumnezeu, am o familie, am doi copii frumoși. Bravo! Ai văzut, Daniel, uite, doi tineri aici, ei de la casa copilului. Mie mi s-a furat calul deja joia seara. Eu am luat repede eu un dar, o prescură, ulei și vin. Eu am zis: nu trebuie poliția. Mi-a întrebat pe părintele. Da, am ajuns în biserică și eu ochiile le-am marcat, am plâns. O vin părintele din altar, mi-a pus mâna pe cap. Viorica, slujesc pentru calul tău să vină acasă. Și calul mi-a venit acasă, prin puterea lui Dumnezeu. Mai mult de atât, părintele Cristian Pomohaci ar fi vindecat până și cancerul, povestesc credincioșii din Moșuni. De 10 ani stau aici. Eu aveam o boală incurabilă. Nu mai puteam să mai merg pe picioare. Mă vedeți cum sunt? Ce boală? Cancer. Diagnosticată? Da. Și am venit aici și au zis părintele așa: dacă nu stați lângă mine 4 ani, obligatoriu, stați în mormânt. Am venit aici și părintele mi-a dat să lucrez. Dumneavoastră știți ce spune doamna? Da, 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 da.
Iar el, părintele Cristian Pomohaci, cel care a ajutat atâta lume, ar sta în condiții extrem de modeste, după cum susțin chiar sătenii. Noi știm unde locuiește părintele. Părintele stă într-o chilie unde zic femeile care știu că curăță, nici o vacă nu se întoarce. Așa, deci nu pot, doi pe unul. N-are nici pat acolo, are o masă, dânsul stă acolo. Cât despre condițiile în care stau copiii atunci când vin în vacanță la Moșuni. Marius, aici spuneai că locuiesc copiii care vin în vizită la părintele Pomohaci. Haide, exact, să ne prezint. Minorele și care sunt încă, se află acum, momentan, însă aici, minorele. Dar imaginile din Casa Sfințită le vedeți mâine, în exclusivitate, la Acces Direct.